cântările, de asemenea atenție să dăm Domnului și prin cântare, ca și prin ascultare. Și acum să rugăm pe Domnul să ne dea un sfat. Eu am nevoie de El. Ca nevoie și biserică, spun amin. Vorbească Domnul cu noi, ascultăm. Amin. Toate bine la slujbă. Iubiți frați și surori, frații au socotit că ne-a venit rândul din nou să vestim cuvântul Domnului și vreau să o facem din toată inima în numele Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze ori de câte ori facem lucrarea Lui, să o facem pentru împăratul. Frații, ne-au provocat și chiar mi-a plăcut acest cuvânt și este la subiectul meu în această seară, ceea ce fiii lui Core spuneau în Psalmul 45. Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă pentru El, spunea Biblia acolo. În El clocotea cuvinte alese, ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul a fost turnat pe buzele tale. Tu ești războinic, minunat, puternic, încinde-te cu adevărul. Ia sabia, apă dreptatea și adevărul. Și acesta e Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui în seara aceasta. El și numai El este cel mai frumos dintre oameni. Acesta e dorul meu în această seară, să mă atașez de câțiva bărbați din Scriptură, de oameni al lui Dumnezeu, și să vorbesc frumos despre Domnul Iisus Hristos. E voie, e bine lucrul ăsta. Slavă Lui în veci. Asta e gândul meu în această seară. Să vorbesc cât știu eu de frumos de Domnul Iisus Hristos. Cât pot eu să-L înalț mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, îmi place să vorbesc frumos de casa mea. Îmi place să vorbesc frumos de tata meu care nu mai trăiește. M-am gândit să scriu într-o zi despre el, să rămână la nepoții mei. Cum a fost tata? Am atâtea lucruri frumoase să scriu despre tatăl meu că nu vă închipuiți. Poate mai sunt aici în sală, sau despre mama. Poate sunt care nu mai au mama și au avut o mamă specială, bună. Și ar putea scrie și spune lucruri frumoase. Totdeauna ne trezim după ce nu mai ies cu noi și atunci aflăm ce tată bun am avut. Asta mi s-a întâmplat mie. Tot timpul am crezut că am timp să povestesc cu el mai mult, să-l apreciez. Bietul de el s-a îmbolnăvit și am venit în America. Mai așa puțin am putut să-l apreciez din cât a făcut pentru mine. Abia aștept să ajung în cer să-l mai apreciez, să-i spun acolo așa mult, tu m-ai adus pe mine aici. E frumos, dar dacă aș fi să-l compar pe tata meu cu Domnul Iisus Hristos, credeți-mă, tot mai frumos aș vorbi de Domnul Iisus Hristos ca de tata. Aș putea să vorbesc frumos de soție, de copii. Până la urmă aș putea vorbi frumos de orice om din lumea asta, că toți au câte ceva bun în ei. Dacă vrei, poți să vorbești frumos și de dușmanul tău. Ai putea găsi ceva bun și la el. Dar de Domnul Iisus Hristos sunt motive să vorbim frumos. Îl cred pe salmistul ăsta care a scris poezia asta, cântarea asta. Când i-a zis, tu ești cel mai frumos, inspirat de Duhul Sfânt dintre toți oamenii. Adică nu s-a născut niciun om mai frumos ca tine. Ești frumos în calitățile tale, în virtuțile tale. Pentru că Isaia l-a prezentat că nimeni nu s-a uitat spre el. A spus, tu ești cel mai nenorocit dintre oameni. Tu ești un om al durerii și când te văd oameni și întorc fața de la tine. Ești chimorosit și nu-i place la nimeni de tine. Două feluri de oameni în seara asta aici. Oameni care n-au plăcerea să se uite la Hristos și oameni care au toată bucuria și plăcerea să audă ceva despre El, închipuiți-vă să stai în biserică, să se vorbească de cel mai frumos dintre oameni prin care a venit Harul în lumea aceasta. Că Harul este venit, ai citit tu, și încă Har după Har prin Iisus Hristos Domnul. Legea a venit prin Moise și Harul a venit prin Iisus. Ai avea ce vorbi despre El? S-ar place în această seară să auzi vorbindu-se despre Domnul Iisus prin care a venit Harul lume? Să ai tu altceva de făcut în loc să stai cu sufletul la gură când se vorbește despre Domnul Iisus Hristos. În această seară, slăvit să fie numele celui mai frumos dintre oameni.
pentru mine nu-mi întorc fața de la El, ci aș vrea să-i sărut picioarele. Aș vrea să-și înalță El fața peste noi. Aș vrea să mă uit la El. Și Domnul să ne binecuvinteze în această seară să putem, vreau să vorbesc de trei oameni care și-au făcut de lucru să-L prezinte pe Hristos. Credeți dumneavoastră, vă întreb de la început, credeți dumneavoastră și copiii dragi, voi credeți, are nevoie Iisus să-L prezentăm noi lumii? Chiar are nevoie de noi? Pe oameni buni, dacă n-ar avea nevoie de noi, și-ar aduce îngeri din cer, că în măsură să facă tot ce vrea El și în cer și pe pământ. Ne-a ales pe noi drobul de țărână. Să-L prezentăm noi pe regele regilor și pe Domnul domnilor și pe cel mai frumos dintre oameni. Noi să-L prezentăm lumii. Ce mare har! Să-i cântați voi regelui Domnului Iisus Hristos. Ce mare har, nu? Asta nu e o greutate. Asta nu e un chin. Să-L lăudăm și să vorbim frumos de Cel care îl iubim cel mai mult din lumea asta. Îl iubim mai mult decât familia noastră. Îl iubim mai mult decât pe noi. Suntem gata de dragul Lui să ne dăm și viața. Suntem gata de dragul Lui să mergem în lumea asta ca fără rost, să spunem oamenilor despre El. Să mergem mii de kilometri și să mai găsim un om, să-L oprim, să-I spunem, bade, tu știi că Iisus Hristos a murit pentru tine? Domnule senator, în Ucraina eram cu Liubi, ăla vine acum în America să boteze aici. Știi că Domnul a murit pentru tine și el a zis, știu, și de astăzi îl slujesc pe Domnul. Ală, doi. Aș vrea în această seară, că așa zice Apostolul Ioan, la versetul 6, a venit un om trimis de Dumnezeu. Ai vrea să ți se spună în această seară omul lui Dumnezeu? Că dacă ești un om al oamenilor, ai să lucri pentru oameni. Dar când ai să slujești pe ei, ai să le faci favorile lor, dacă ești omul lui Dumnezeu, ai să lucrezi pentru Dumnezeu. Amen? Și am vrea în această seară să ni se poată spune la fiecare din noi, ești omul lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată pastorilor să vi se spune, ești omul lui cutare? E deranjabil să auzi lucrul ăsta. Dar vi s-a întâmplat și ar vrea să ni se întâmple la toți să ni se spună, tu ești omul lui Dumnezeu. Amen? Aș vrea această minune să se întâmple cu noi în viața aceasta. Să vadă omul Dumnezeu că tu ești omul lui Dumnezeu. Poți să spună fanfariștii că ești omul lui Dumnezeu? Păi nu poți să fii omul lui Dumnezeu dacă nu-i faci lucrarea lui Dumnezeu. N-ai cum. Este în sens opus. Este fals să-i faci lucrarea lui Dumnezeu să nu fie al lui Dumnezeu. Credeți că merge bine treaba aia? Nu merge, frați și surori. A venit un om trimis de Dumnezeu. Zice, Ioan a venit între noi evrei. A venit unul, părea foarte revoluționar, un predicator, ca Ioan Botezătorul, dar l-a trimis Dumnezeu, frați și surori. Amin? Te-a trimis Dumnezeu, e foarte important. Ioan, apostolul iubirii, aș vrea să vă spun ce predic în această seară. Vreau să predic despre Domnul Iisus Hristos înainte să se nască în trup. Asta a ales-o să vorbească inspirat de Duhul Sfânt apostolul cel mai tânăr, Ioan. Ați auzit deja, s-a citit. A vorbit despre Domnul Iisus înainte să vină în lumea asta. Și o să vorbim câteva minute despre Fiul lui Dumnezeu înainte să se întrupeze ca om în lumea asta. Apoi, un alt om al lui Dumnezeu, și anume Ioan Botezătorul, a vorbit ceva despre Domnul Iisus după ce s-a întrupat în lumea asta. A avut de spus ceva despre misiunea Mântuitorului după ce a venit în trup în lumea asta. Din cer s-a întrupat, cuvântul s-a făcut trup, s-a locuit printre oameni. Și acest om al lui Dumnezeu a avut ceva de spus despre Domnul Iisus întrupat, să spună lumii ceva despre El. Apoi, un alt om al lui Dumnezeu a vorbit ceva despre Domnul Iisus după ce a înviat din morți.
Și el a avut să spună ceva despre Domnul Iisus după ce a înviat din morți, ce s-a întâmplat cu el. A fost tot un mare om al lui Dumnezeu. Și eu, folosindu-mă de ce ei au spus, aș vrea să aduc în fața dumneavoastră, așa de simplu, să vorbim în această seară despre Domnul Iisus Hristos înainte să se nască în lumea aceasta. A fost mare? Înainte să se nască în lumea aceasta în trup, a fost mare Domnul Iisus? Cât de mare? Primul lucru acesta este, vreau să citim în Biblie, avem aici în textul nostru în această seară, înainte să se întrupeze Domnul Iisus, a fost mare. Cât a fost de mare, frați și surori și stimați tineri? Știți voi asta? Știți cât a fost de mare Domnul Iisus? Înainte să se nască în lume, ce a fost El? Cine a fost și cât de mare a fost El înainte să se nască în lumea aceasta? A existat, a fost cât un înger? Mai mare? Mai mare decât cel mai mare înger? Înainte să se nască în lumea aceasta, la început El, cum era înaintea lui Dumnezeu, la început era cuvântul. Adică la început era Iisus, Fiul lui Dumnezeu, așa scrie aici, nu? Și cuvântul și Fiul lui Dumnezeu era cu Dumnezeu. Și Iisus e de atunci din, de când e și Dumnezeu? Și cuvântul, adică Fiul lui Dumnezeu, era atunci Dumnezeu. Amen? E de mult Domnul Iisus. E din veșnicie în veșnicie, cât Dumnezeu, fără început și fără sfârșit. Și Domnul Iisus a fost, înainte să vină în lumea aceasta, Dumnezeu adevărat. Aleluia! A fost mare Domnul Iisus. Ca să vedeți cine a venit în lumea asta. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup mai târziu, dar cuvântul era Dumnezeu. În această seară vorbim despre un Iisus veșnic. Frații și surori, știți ce a avut Domnul Iisus Hristos înainte să vină în lumea aceasta? Toată slava și gloria a fost a Lui. Se roagă El pentru asta și spune, Tată, dă-mi înapoi slava care o aveam înainte de a fi oameni. Și lume, și mare, și munți. Să-mi dai slava. Domnul Iisus Hristos nu poate să spună asta despre El, numai oamenii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ioan, plin de Duhul Sfânt, a adus în lumea aceasta aceste cuvinte Duhul Sfânt prin El și a spus, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Așa-i că a zis lucruri mari? Binecuvântați-s oamenii lui Dumnezeu, că zic lucruri mari despre Dumnezeu, așa-i frații și surori. Și dacă nu ești inspirat de Dumnezeu, nu numai că nu zici lucruri mari, nu poți să zici mai nimic despre Dumnezeu, că nici nu-L cunoști. Dar dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt vine peste tine, poți să spui lucruri mari despre Dumnezeu. Ioan, pescarul ăsta pe care l-a găsit Domnul Iisus, copilul ăsta tânăr, pe care l-a găsit reparându-și mrejele de pești, el, fiul tunetului, unul din gemenea teribil și așa care tunau când veneau ei, fiul lui Zebedei, copilul ăsta care și-a pus capul pe pieptul Domnului Iisus atunci la cină, care a ascultat bătaia din inima Domnului Iisus Hristos, care s-a legat așa de mult de Domnul, parcă mai mult decât toți, l-a iubit așa de mult că în timp ce alții s-au ascuns când l-au condamnat la moarte pe Mântuitorul și când Iisus mergea cu crucea și cădea jos, când l-au cusut pe cruce și l-au băgat crucea în groapa aceea și l-au pironit acolo. Știți că Ioan s-a târât până lângă cruce. Era iubirea. El era apostolul iubirii. El a fost chiar sub cruce. Și când Iisus a deschis ochii, a dat de el și a zis, Fiule, vezi femeia aceasta? E mama mea. De acum e mama ta. Ia-o la tine. Îngrijește de ea. Ioan era acolo. Că la sacrificii nu merge numai o singură forță din lume, iubirea. Numai iubirea merge la jertfă. Numai la iubire nu-i pasă dacă moare. Și cei ce-L iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, nu păcătuiesc deliberat, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Trebuie să asculți de tata că îl iubești pe tata, nu că te bate tata.
Ioan acesta a fost, a avut harul acesta să aducă în lumea noastră mari descoperiri. Apocalipsa este plină de lucruri minunate și miraculoase și sfârșitul lumii tot e trecut acolo. Dar printre altele, Duhul Sfânt i-a spus despre obârșia Domnului Iisus Hristos. Ca să nu-L facă nimeni deodată cu nu știu cine, ca să nu-L facă pe Domnul Iisus nici măcar un înger, ca să-L lase pe Domnul Iisus Hristos atâta cât este și era, anume Dumnezeu deopotrivă cu Tatăl. Slăvit să fie Domnul Iisus în seara aceasta, care e Dumnezeu adevărat, care a participat la toată creația aceasta, lucrarea Lui. A fost plăcerea Tatălui să îl lase pe Domnul Iisus, Fiul Său, să creeze lumea aceasta și pe oameni și tot ce este să vede și nu se vede. Toate lucrurile au fost făcute prin El cuvântul, prin El Fiul lui Dumnezeu. Aveți voi și o cântare, prin El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Adică înțeleg eu bine când ne-a făcut și pe noi, că a venit rândul nostru să ne facă. A făcut lumea cerului, a făcut pământul, a făcut lucruri extraordinare, a făcut pe îngeri. Și când ne-a făcut pe noi, ne-a făcut pentru El? Că așa scrie în Biblie. Că prin El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Adică ne-a făcut pentru El pe noi. Ziceți amin care credeți ca mine. Ne-a făcut pe noi pentru El? Așa dragă e de noi? Că ne-a făcut așa după chipul și asemănarea Lui să fim ai Lui? Aleluia! Sunteți bucuroși de lucrul ăsta? Că ne-a făcut El și ne-a făcut pentru El, nu pentru iad și pentru diavolul. Pui de om în această seară, oricine ai fi tu sau tânăr sau bătrân, drop de țărână, îți aduc aminte, Iisus ne-a făcut pe noi oamenii și ne-a făcut pentru El, pentru slava care El o are, pentru gloria care El o are. Mare meșter a fost Domnul Iisus și multă dragoste a putut să aibă, să aibă răbdare după noi ani de zile, nu-i așa? După fiecare din noi. Și să ne șoptească mereu și în seara asta te-am făcut pentru mine. Te-am făcut să-mi cânți mie. Te-am făcut să fii copilul meu. Te-am făcut să fii cu mine în glorie. Aleluia! În seara asta ne hotărâm să-L slujim, că ne-a făcut pentru El. Nu ne-a făcut nici pentru noi, nici pentru iad, ci ne-a făcut pentru El și pentru gloria Lui. El era meșterul lui Dumnezeu, lucrarea Domnului Iisus. Domnul Iisus a lucrat înainte de a veni în lumea aceasta și și-a găsit plăcerea în fiii oamenilor. Domnul Iisus Hristos a lucrat la creație și Domnul Iisus este veșnic și veșnicia. El este părintele veșniciei. Așa scrie în Isaia. El este părintele veșniciei. Veșnicia aceasta are un părinte, un tată și Domnul. Scrie în Biblie asta. Părintele veșniciei este Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Slăvit să fie Domnul. Dacă ar ști lumea cine suntem noi, nu ne-ar mai lăsa să trăim între ei. Și așa incomodăm noi lumea asta. Atât o deranjăm când nu ne îmbrăcăm ca ei, când nu facem ca ei, când venim la biserică cu mașinile aici, când umplem parcarea asta și parcă am fi niște oameni ieșiți din minți când ei fac altceva. Aici fete și băieți care nu găsești în lumea asta să se întâmple așa ceva, vin să roagă, cântă și laudă pe cineva care nu-l vede nimeni. O, frate și soror, e o minune dumnezeiască lucrul ăsta. Înseamnă că ne trăiește Mântuitorul. Înseamnă că El e adevărat Dumnezeu și al lor nu-i. Asta e o minune. Ieșim din casele noastre, plouă, ninge, e frig, e cald, nu contează. Ca niște oameni fără rost. Și nu ne dă nimeni bani aici. Venim să dăm noi bani și să cântăm. Minunat e Domnul Iisus, slavă Lui. Într-adevăr, îl iubesc cu mulți oameni pe Domnul Iisus. Într-adevăr, a ajuns drag inimilor noastre, că altfel n-am fi aici. Slăvit să fie numele Tău, Doamne Iisuse. Bucură-te în seara aceasta, în sufletul Tău, Doamne, bucură-te, că noi am venit de dragul Tău. Frumos e în cer pentru Domnul în seara asta. Să vadă mii de oameni că îl laudă pe El și îl apreciază ca și un creator desăvârșit. Ca și un Dumnezeu deopotrivă cu Tatăl.
Îl ridicăm pe Domnul Iisus, că El acolo este, nu că îl ridicăm noi. El acesta este cu Dumnezeu deopotrivă. Din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Un alt om al lui Dumnezeu, cum am spus, a venit trimis de Dumnezeu, că altfel nu poți să faci lucrarea aceasta, și a spus, Domnul Iisus Hristos a întrupat, și dacă Domnul Iisus Hristos a întrupat, El spune aici în textul care fratele Nichi l-a citit, că a adus lumină în lume. În orice om venit în lume, am venit plin de besnă și de întuneric. S-ar putea întâmpla în această seară să mai fie oameni cu întunericuri în ei, care le place cu lumina stinsă, care nu vreau să li se vădească faptele. Că de-aia oamenii trăiesc în întuneric. Ar fi simplu să fie întunericul ăsta fizic. Dar, frați și surori, Domnul Iisus n-a venit să aprindă becuri și să a pus luna noaptea și soarele ziua, atât ai lumină. Până n-a fost luna și soarele, cine a luminat? Că 4 zile au fost. În ziua a patra a făcut Domnul cei doi mari luminitori, nu-i așa, pastorilor? În ziua a patra a făcut soarele, luna și stelele ca să lumineze. Soarele, ziua, luna, noaptea. Dar ce celelalte zile? N-a fost lumină? A fost numai întuneric? A fost? Păi de unde? Când ne întreabă filozofii, zice, de unde lumină, Domnule? Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, scrie un verset, se zice cam așa. El care a zis să lumineze lumina din întuneric. Adică era lumina în întuneric? Și Dumnezeu a zis, luminează! El care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat și inimile noastre, ca fața Lui să strălucească peste noi, El, și fața Lui să strălucească prin viața noastră. Adică Dumnezeu a fost Hristos acolo, a zis, luminează, și a luminat și fizic. Cam așa va fi împărăția lui Dumnezeu, unde nu o să mai fie soare și nici lună. Și cine o să lumineze? Cine a luminat la început? Domnul va fi lumina. Slăvit să fie Domnul, nici într-un colț eu nu să mai fie întuneric în cer. Pentru că Dumnezeu luminează peste tot. Slavă Domnului Iisus, care este lumina neamurilor. Și El a venit să lumineze, auziți bine în această seară, să lumineze pe orice om venit la adunare. Cum ar suna asta? Credeți că se mai ocupă Domnul Iisus de treburile astea așa acum? Nu numai atunci când au venit la Iordan, au început să lumineze, să-i dea de gol pe niște farisei, cum s-a predicat dimineață, să le scoată întunericurile afară din ei. Și în seara asta se ocupă tot de lucrul ăsta miraculos. A venit Domnul Iisus la adunare în seara asta să lumineze pe orice suflet care a intrat aici. Amen? Să vină la mine, la întunericurile mele, prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie, și să-mi facă lumina acolo. Să spună, tu trebuie să iubești pe frați, altfel ești în întuneric încă. Cine nu iubește pe fratele său, este în întuneric încă. N-a văzut lumina. Nu prea ziceți amin. Și în seara asta ar putea El să facă minunea minunilor. O, ia, când ieși afară, să te duci la fratele tău, să-i sare în gât și să spui, știi ceva, te iubesc de acum, suntem prieteni. Înseamnă că a fugit întunericul, că diavolul-i cu întunericul și îndoaie, înstrâmbă oameni, îi face de râsul lumii, de pomină, îi îndoaie familie, nervos soțul pe soție, nervos pe pastor, nervos pe așa, pe copii, nu vin acasă și atâta nervos și atâta întuneric în noi. Că putem vorbi de istorie, putem vorbi ce-o predicat nu știu cine, putem să vorbim de cei mai buni predicatori din lume și vă pot spune ce s-a întâmplat în India sau în Rusia. Și noi să mergem să botăim în besna noastră mai departe, cu păcatele peste noi, să le fugărească Domnul afară astăzi. Amen. Să vie Domnul Iisus în noi cu lumina Lui, că El și El și numai El poate să lumineze pe orice om venind în lume.
și nimeni altul nu poate convinge pe oameni. Dar Iisus Hristos a venit cu un mandat special în lumea aceasta. Slăvit să fie numele Tău, Doamne Iisuse. Că noi de la întuneric putem să avem lumina Domnului Iisus. Ioan, omul lui Dumnezeu, le-a spus drept la oameni. Nu i-a dădăcit că pe aici Domnul între noi și a zis, nu, fiecare din voi trebuie să fie luminat în El și întunericul din fiecare din noi să iasă afară. Eu vreau asta pentru mine și casa mea. Dar nu mai vreau, fraților, să trăiesc la întuneric, să mă spăl pe întuneric, să rămân tot pete. Și vai de noi cum arătăm când ne îmbrăcăm la întuneric, când vorbim la întuneric. Doamne, ajută-ne să vorbim la lumină. Ăștia-s pocăiți adevărați. Și Iisus a venit în lumea aceasta. Un om al lui Dumnezeu poate spune asta, care nu e al lui Dumnezeu, se înstrâmbă când îi spui din astea, are alte atitudini. Numai din astea să nu-i spui, să-i tragi perdeaua. Numai diavolul te pune după perdea să lucri la întuneric. Domnul vine să facă lumină. Și de ce n-am avea nevoie de lumină? Vă place la întuneric, Doamne, dar nu te sperii, te duc într-o pădure și când ai o mișcă ceva, să vezi tu cum te sperii, cât ai fi tu de brav. Dar nu vreți să trăiți la întuneric. Doamne Iisuse, în modul liber, în anul 2008, te rugăm frumos, luminează-ne. Luminează-ne asupra lui treaba aia care o ai tu. Doamne, fă lumină acolo. Luminează-mă cu privire la ce mănânci tu și bei tu. Luminează-mă cu privire la lucrarea care o fac, Doamne. Fă lumină cum să o fac, să-ți placă ție și să fie de folos la oameni. Altfel îmi pierd vremea lucrând la întuneric. Nu poți ajuta pe nimeni dacă tu ești în întuneric. Ca să ajungi pe cineva trebuie să-l vezi, nici nu-l vezi. Trebuie să ai lumina lui Hristos în tine. Cum să predici dacă n-ai lumina lui Dumnezeu în tine? Cum să faci lucrarea luminii? Iisus a venit în lumea aceasta și un om al lui Dumnezeu a venit trimis de Dumnezeu. Spune-ne la oameni că Iisus Hristos a venit în lume să aducă lumină, să lumineze pe orice om care s-a născut în lumea asta. Nu e așa că dacă nu ne luminează Domnul copiii, nu se pocăiesc, se botează acum și beau mâine. Se botează în par și beau peste o săptămână. Numai oamenii luminați de Domnul și de Duhul Sfânt iau în serios mântuirea. Și vrem să lumineze Domnul pe oameni. Că încercăm noi să iluminăm câte pe unul. Bă, rău ai făcut. Mă, nu faci bine. Atitudinea ta nu-i bună. Mă, tu nu ești pocăit. Și ne aruncă el, zice, ai situația. Ne aruncă el înapoi și tu ai ceva. Păi sigur că avem toți ceva. Dar când Domnul luminează pe cineva, ăla e luminat, frați și surori. Ăla face bine, ăla lucră bine. Să ne rugăm celui ce a fost Dumnezeu înainte de a se naște și este Dumnezeu și acum. Să lumineze pe copiii noștri în țara asta, să le facă lumină în mintea lor, în viața lor și să fie plin de lumină în inima lor. Și lumina asta să fie lumina Domnului, a Duhului Sfânt. Asta ar fi minunea bisericii. Asta ar fi minunea. Păi dacă nu vezi nici să te pocăiești, nu poți. Că dacă nu vezi, nu vezi nici cărarea, nici direcție, n-ai nimic. Ești un om dispus morții. Curând te vei bate de garduri și va fi vai de capul tău și o să arezi rău de tot. O, Doamne Iisus, în seara asta suntem aici, la dispoziția Ta. Luminează-ne mintea ca să vedem adevărul. Că altfel numai ne bombănim unul pe altul aici. Dacă ne face Domnul lumină, atunci suntem luminați cu adevărat. Și asta numai Iisus a putut aduce în lumea asta. A venit, spunea fratele, cu multe religii oamenii, să ilumineze și i-au întunecat de tot pe oameni. Și politicienii acum nu știu ei care să-și arate lumina lor săraci. Vai de ele lumini, că nu toți înnoată în besnă și vin, a mea e mai bună, lanterna lor s-a terminat bateria acum și își merge să o încarce cu alte minciuni. Unul singur are lumina adevărată. Și cărarea și cuvântul tău e o lumină pentru cărare, pe cărarea mea. Acesta e Domnul. Slăvit să fie Domnul. Eu n-am de gând să rămân nici cu un politician. 2 ani că moare, 3 ani că nu știu ce. Eu vreau să rămân cu Cel ce conduce veșnic. Cu Domnul Iisus Hristos. Fă lumină, Doamne, în mintea copiilor mei, a nepoților mei și a fraților mei de adunare și a mea. Luminează-mă, Doamne,
cu privire la atâtea lucruri la care nu sunt în regulă. Dă-mi lumina ta să știu cum să mă port. Iar tu, om al lui Dumnezeu, să fii lumina, să știi cum să te porți cu Biserica lui Hristos, să știi cum să te porți în lumea asta, să știi ce ai de făcut, nu să știi nici să nu știi ce ai de făcut, Doamne ferește, și ești luminat, ești întuneric, te duc alții de mână. Luminează-ne, Doamne, să știm ce am de făcut, că altfel nu poți conduce, un orb nu poate conduce un alt orb, că ce să li se întâmplă la doi orbi, săraci, îl bagă și pe ălălalt în groapă. Dar dacă măcar unul are lumină, îl ia pe ălălalt și îl duce. Doamne, luminează-ne lucrarea la care Tu ne-ai chemat. Ce să chinu-mi eu să-ți spun lucrarea la care Te-a chemat Dumnezeu? Aș spune, frate, m-a ales nu știu cine. Un om pe care l-a ales Dumnezeu și l-a trimis Dumnezeu, ăla are lumină. Amen? Domnul a venit în lumea aceasta, a zis Ioan, pentru aceste două lucruri, dar El în ziua a doua strigă în gura mare, că El a venit să aducă lumină și a mai venit de ceva. Și a zis, oameni buni, aș putea eu să fac asta, că acum Ioan Botezătorul nu mai e aici. Și trăiesc eu câțiva anișori. Și mă duc în lumea asta să spun și eu, iată mielul lui Dumnezeu, care moare pentru păcatele tale, care ridică păcatele lumii. Dumnezeu ăsta adevărat din cer a venit să moară pentru păcatele noastre. Domnul Iisus Hristos, acesta a fost mandatul Lui, să ne lumineze, să fie clar că dacă ajungem în cer, frați și surori, e că cineva a plătit pedeapsa noastră și păcatele noastre și acesta e mielul lui Dumnezeu. Când a vrut Avram să-și jertfească copilul, l-a legat cu funile și l-a pus pe altar. Și-a luat cuțitul să-l înfingă în copil, să-l ardă, că a zis Dumnezeu, să-mi aduci pe copilul tău, pe singurul tău fiu adevărat din Sara, să-mi-l aduci jertfă pe muntele Moria. Pe muntele Moria a murit și Hristos jertfit. Pe muntele Moria e muntele jertfei. Acolo s-a făcut și templu. Acolo a fost Isaac legat și pus pe muntele Moria. Și când a luat cuțitul să-l junghe pe copilul lui, Îngerul Domnului a strigat din ceruri. Atenție mare, Îngerul Domnului, ce fel de înger? Avrame, Avrame, oprește-te să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci niciun rău. Nu-l omorâ! Știu acum că te tem de Dumnezeu și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine, zice Îngerul. Cine-i Îngerul ăsta? Că spune acolo că fiul tău nu l-ai cruțat, ai vrut să-l dai în locul meu. Avrame, zice Îngerul, te apreciez. Zice Îngerul, nu-l omori pe băiat. Aici, pe muntele Moria. Tu ai vrut să-l omori în locul meu? Mare lucru nu o să facă decât tu, că ai primit ascultare și ești om pocăit, bun. Voi muri eu pe muntele Moria ca să fie salvată o lume. Și atunci Iisus Hristos a strigat din ceruri. Eu voi veni, Avrame, nu omori băiatul. Asta a răspuns Ioan Botezătorul a doua zi, ce a întrebat copilul, că Isaac a spus, unde-i tată mielul de jertfă? Că văd că ai lemne, ai foc, ai cuțit, ai frânghie, dar unde-i mielul? Și bătrânul nu i-a putut răspunde. A zis, nu știu, Domnul va purta de grijă. Și după mii de ani răspunde Ioan Botezătorul și zice, iată mielul. Acum Avram nu mai era pe acolo. Avram era în cer. Dar Domnul a purtat de grijă și a zis Ioan Botezătorul, ce vreau să vă spun și eu în această seară, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii întregi, că Isaac n-a putut aia. Ăsta-i mielul. Frați și surori, sunteți purtătorii acestei vești în lumea asta? Care veste? Că Iisus este lumina lumii. Și că Iisus Hristos este mielul fără de cusur al lui Dumnezeu din cer, care a venit să moară pentru păcatele oamenilor și oamenii să fie mântuiți, iertați de păcate. Sunteți purtătorii acestui mesaj? Ăsta l-aveți în cântările voastre. Că Iisus are nevoie de martori din ăștia. Astăzi, nu acum 2000 de ani. Astăzi și mâine, în iarnă. Duminică la Idaho, dacă voi trăi. Am nevoie să spun ceva acolo.
M-a încurajat fratele Nichie astăzi că se va predica în 2008, în 2008, că într-o seară a zis că e ușor să predici la oameni. Am zis, ai uitat când ai mers cu mine din București la minus 24 de grade, în Lupeni, de acolo în satul mare, de acolo în Bucovina, de acolo e ușor. Păi și să conduci o mașină, vă spun eu, mergeți șofer la un desta care predică ca fără rost să vedeți dacă e ușor. Așa, nu, e foarte greu, frate Beni, eu știu de 30 de ani de când te predică. Predica. E ușor să predici? Și să meri, să ai fanii greu, dar să ai responsabilitatea Evangheliei, să o predici așa cum trebuie și cu patos și așa, să-L aduci pe Mântuitor în viața oamenilor ușor? Frați și surori, să ne ajute Dumnezeu să mergem în lumea asta, că asta vrea Iisus, să fie martori trimiși de El, să spună lumii că Iisus e mielul lui Dumnezeu și lumina lumii. Slăvit să fie Domnul, și în 2 minute închei. Ajută-L, Doamne. Vreau să fac asta, să mă ajute Domnul să fac, să închei, dar vreau să vă spun, Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, și a venit un alt bărbat și a spus că Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat din morți, ce mai este, frate Petraș? A fost Dumnezeu? S-a întrupat, a locuit printre oameni plini de har și de adevăr? A adus mântuire, a murit și a înviat și a plecat în cer. Nu a rămas aici. Apostolii erau terminați. S-au tulburat de tot. A spus, cu El puteai să mergi cu barca. Nu te scufundai. Bătea vântul, se ridica în picioare pe mare și spunea la mare să taci. Vântule, să nu mai bați. Și o liniște, ca de mormânt, s-a făcut pe mare și el îmbla pe ea în picioare. Și astăzi Petru s-a trântit în genunchi odată la el și a spus, să te duci de aici, eu sunt păcătos, tu ești Dumnezeu. N-au avut ce mânca. Am mulțit niște puinișoare de orz de la un copil mic și niște pești uscați. S-a rugat și cu Domnul Iisus nu se moare de foame, știi? S-a dus în cer. Am înviat morții și betegii. Este extraordinar să-L ai pe Domnul, nu? Să trăiești unde trăiește și El. Dar s-a dus în cer, s-au tulburat rău. Plec în cer, mă duc. Dar să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și în Dumnezeu. Eu v-am promis vouă lucruri mărețe. Eu mă duc în cer și nu mă duc în cer să stau în vacanță. Mă duc să vă pregătesc un loc. Aleluia! Și după ce va fi gata locul și vă voi pregăti locul, voi veni după voi. Și vă voi lua. Și vă voi duce să fiți cu mine. Că acolo unde sunt eu, să fie și slujitorii mei. Vă place asta? Îl credeți că o să facă? Acum Ioan a vorbit mult cu el și a văzut minuni mari, dar n-a scris cineva care nu a trăit cu el. Ca să credem și noi ca ăsta măcar, care n-a trăit cu el. Parcă mai mult am crede decât ăsta care a fost pe mare și așa, l-a văzut înviat din morți, l-a pipăit cu mâna. Dar am găsit vreunul în Biblie, un bărbat, un om al lui Dumnezeu, care nu l-a... N-a trăit cu el contemporan și... Apostolul Pavel în Tesaloniceni scrie că dacă credem noi că Iisus Hristos a murit și a înviat, credem că și se va întoarce înapoi și va aduce înapoi împreună cu el pe toți cei ce au adormit în el. Și cei ce au adormit în el, întâi vor învia cei morți, apoi noi cei vii vom fi schimbați la o clipită de ochi, și vom fi răpiți cu toți în văzduh unde ne așteaptă, avem întâlnirea cu El și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Aleluia! Ce-i Domnul acum? Domnul acum e mire. El vine să ne ia să fim mireasa Lui. El a murit pentru noi. El vine după biserica Lui. A promis că nu ne lasă pradă dinților lor, politicienilor și celor ce devastează lumea asta și o fac praf și o murdăresc prin toate canalele lor. Domnul vine după noi. Ne spune și un doi mesageri din cer că Domnul va veni. Și acum, ca să nu ne tot legăm noi de lumea asta și să ne legăm de evangelizare, așa cum ai zis, să ne apucăm de evangelizare, da? Ne apucăm de evangelizare. A zis Domnul asta, să ne apucăm de evangelizare? Că de n-a zis Domnul, nu mai mă duc altul. Dar dacă a zis Domnul, atunci e în regulă. Numai nu putem merge oricum.
Tare s-au prăpădit ei și s-au năcăjit ei și după ce Domnul a înviat a făcut o întâlnire cu ei specială, exact cum ar fi în seara asta aici, că tot așa era El, Dumnezeu și este Dumnezeu, Domnul Iisus și în această seară slavă Lui și vorbește și acum și va vorbi Domnul că e Dumnezeu, vorbește prin Evanghelie, vorbește prin Duhul Sfânt, vorbește prin descoperiri, vorbește prin visuri că e Dumnezeu, slavă Domnului. Și a zis, nu-i treaba voastră, ei când pui împărăția, când în viața noastră, niciun n-am vrea să murim, toți am vrea ca în timpul vieții noastre să fie răpirea, toți am vrea să nu mai moară nimeni din casa noastră, toți am vrea să nu mai auzim de cancer, toți am vrea asta. Și de aceea biserica zice, vină Doamne Iisuse. Și cine mă mai uită, aude în seara asta să zică, vină Doamne Iisuse, înainte să fie soția bolnavă de cancer, înainte să moară tata și să-l bag în groapă, mi s-ar rupe inima, mai bine zi în seara asta, vină Doamne Iisuse. Că te așteaptă vremuri grele, omule. Te așteaptă să meri în bote și în cârje. Te așteaptă, spun eu că te așteaptă. De te-ai vindecat, ieri te doare mâine. De ești tânăr, astăzi ești bătân mâine. Și dacă nu ești bătân, să moare și tânăr. Nu știu când și unde. Vino, Doamne Iisuse. Le-a spus la apostol, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Voi să cereți de la Dumnezeu o putere. Să mergeți la evanghelizare cât mai repede. Că trebuie să se împlinească toți. Să mergeți la evanghelizare, să primim o putere. Când... Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori. Acum nu mergem la Ierusalim. Veți fi martori. Eu nu știu să predic în engleză, nici în arabă. Nu știu să predic în indian, în India. Nu știu să predic, nu știu să predic acolo. Nici spaniolă, nu știu. Știu românește. Atunci pe ce să mă trimite la români, nu-i așa? Veți merge în toată lumea asta, veți merge în Samaria, veți merge în Ierusalim, veți merge peste tot, așa că eu sunt cu Samaria, cu neamurile, până la marginile pământului, că sunt români peste toată lumea asta și la marginile pământului, fratele meu Gabi în Australia și am zis, Gabi, acum roagă-te de acolo măcar o dată, ca să împlinești rugăciunea psalmistului de la capătul pământului, strig către tine cu inima mâhnită și zic că e singur fără familie acolo. Rugați-vă pentru Gabi, fratele meu, mai mic ca mine, cu 15 ani, predică Evanghelia la românii din Australia. Pentru o lună de zile și-a lăsat copiii în frig mare, soția și-a zis, ce-i cu capul tău, mă, că te-ai dus acolo? Ai lăsat pe mama la 82 de ani singură și copii? Zbeni, nu știu ce-i cu capul meu, dar m-am mai dus să predic o dată. Apoi au venit doi îngeri din cer când i-a văzut așa năcăjiți că Iisus și-a luat zborul și a plecat în cer. Deci ce-i cu voi bărbați din Portland? De ce când vă rugați voi și ridicați mâna în sus aveți cauze? Acest Iisus, pe care voi l-ați văzut că s-a dus în sus, așa cum l-ați văzut mergând, va veni înapoi, se va întoarce iarăși. Cu asta vreau să închei în seara asta. Omule al lui Dumnezeu, du-te și spune în lumea asta că Iisus Hristos era Dumnezeu din veșnicie. Nu știu ce e Iisus. Du-te și spune la oameni că El a făcut lumea aceasta, îi aparține Lui creație, nu enigmă și întâmplări. Nu, noi nu suntem rezultatul maimuțoilor, noi suntem rezultatul creației Fiului lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! De aceea vorbim ca El, de aceea iubim, suntem Dumnezei mai mici, e Psalmul 8. V-am făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și spuneți lumea aceasta că Iisus e mielul lui Dumnezeu care iartă păcatele oamenilor și vă puteți mântui. Și spuneți la lumea aceasta că noi nu suntem orfani. Ne-au spus oamenii lui Dumnezeu, ne-au spus-o și îngerii din cer, că Iisus vine înapoi după noi. Omule al lui Dumnezeu, te duci să faci asta. Dumnezeu are nevoie de oameni ai Lui. Și cine să ai lui Dumnezeu, nici măcar ai lor nu sunt. Vă întreb în această seară, frați și surori, tineri și bătrâni, suntem noi oare oamenii lui Dumnezeu? Ajută-ne, Doamne! Amin!